Hello! N-am mai făcut de mult live, nici nu l-am anunțat pe acesta. Nu cred că am o lumină prea bună, pentru că am așezat într-un loc atipic, unde de obicei nu mă așez când fac live. De obicei fac live de la calculator. E că aștept să văd dacă vă adunați. Și o să încerc să fac ceva și mai atipic, și anume să fiu în același timp live și pe TikTok și pe YouTube. Să văd dacă îmi reușește chestia asta. Totodată am puține emoții cu conexiunea pe internet, pentru că aici am pe ăsta, cum se cheamă, pe laptop, sunt conectată pe Wi-Fi, nu m-am mai conectat direct pe cablu și am puține emoții, pentru că laptopul nu îmi face nici probleme. Hai să vedem dacă apare întâi cineva pe live-ul de... Și dacă intră și cineva, să-mi spună dacă mă vede și dacă mă aude cum trebuie. Pentru că am puține emoții, cred că e prima dată când fac live de pe laptop. Bună, Mara! Să-mi spui, te rog frumos, dacă mă aud și dacă mă vezi decent, fiind un live. Hei, bună! Bună, mama! Deci, mă aud și mă vedeți în regulă. E bine atunci. Da, asta spuneam, că n-am mai făcut de mult un live. Căsuța copilăriei cu Nora, nu știu ce nume frumos ai de YouTube. Căsuța copilăriei cu Nora vine de la ceva? De la vreo căsuță anume? Bun. Da, și ce vreau să fac în mod special? Se aude și se vede perfect. Mulțumesc, căsuța copilăriei cu Nora. O să pornesc live-ul și pe TikTok. Să văd cum funcționează, dacă pot să... Adică am montat și în față un telefon pe un trepied, să vedem dacă o să meargă și acolo. Bun. Astăzi facem un live, adică fac un live despre skincare în special, despre îngrijirea tenului, pentru că tot începe sezonul în care nu mai putem să renunțăm la protecție solară, la SPF. Și... vreau să stăm așa puțin de vorbă. Eu, nefiind un fan al protecției solare așa foarte mare, adică nu pot să spun că sunt genul de persoană care să folosească SPF de la 1 ianuarie până pe 31 decembrie, adică între timp o să dau drumul și la live-ul de pe TikTok. Vedem aici ce se întâmple. Da. Ce se întâmple și acolo. Da, acolo deocamdată le spun bună seara și aștept să se adune, că pe TikTok sunt un pic lucrurile altfel. Acolo nu-mi rămâne clipul salvat, acolo e pur și simplu... Adică oamenii îl văd atunci când este postat și apoi gata. Bun, ia să vedem. Skincare, eu folosesc zilnic SPF-ul de la Momirov, este genial. Am avut și eu SPF-ul de la Momirov, îmi place că este într-adevăr, are o textură lejeră. Însă, nu știu ce mi s-a întâmplat mie cu asta, cum se cheamă, cu SPF-ul de la Momirov. La un moment dat a prins un miros așa destul de ciudat. Nu l-am ținut într-un mod, hei, bună seara și pe TikTok, văd că începe să adune lumea acolo. Vreau doar să vă spun că sunt live și pe YouTube, tot pe Beauty Barometer, și astăzi vorbim despre skincare și în special despre SPF. Despre faptul că începem o perioadă în care cam trebuie să folosim SPF. Dacă până acum ați fost ca mine, adică ați mai folosit așa din când în când, vine perioada în care SPF-ul chiar nu mai este un moft, pentru că deja indicele razelor UVA și UVB nu mai este foarte prietenos. Și pe lângă faptul că ne putem trezi cu arsuri solare, ceea ce nu e de dorit, ne putem trezi cu tot felul de pete care apar pe ten, cu tot felul de zone cu roșeață care se accentuează, și mulți dintre noi nu dau atenție la chestia asta, dar nu purtam SPF până acum. Ei, lucrurile se mai schimbă și eu am să iau lângă mine produsele cu SPF pe care le folosesc eu în această perioadă. Dispar puțin, dar mă întorc, că vreau să mă văd dacă l-am... Nu, ăsta este night cream-ul. Și gata, sunt cu ele aici. Tot felul de produse cu SPF despre care vreau să vorbim, voi să-mi puneți întrebări.
Anunț încă o dată că sunt live și pe YouTube și pe TikTok. Beauty Barometer sunt în ambele, sunt în ambele părți. Ăsta este unul dintre SPF-urile pe care le folosesc cu foarte mare plăcere pentru că are o textură foarte lejeră. De la Imprani, este un brand asiatic, îl găsiți pe glorious.ro, un magazin de cosmetice asiatice. Și ce-mi place este că are o textură atât de ușoară încât nu-ți dai seama, nu e ca genul ăla de cremă cu SPF care se simte așa foarte ocluziv pe față, adică ca un plastic. Se simte mult mai, mult mai ușor. Voi probabil ați mai văzut, și în clipurile mele de pe YouTube. Pe YouTube mă întreabă acum cineva ceva sau nu, ce petele sunt destul de complicate. Mie dermatologul mi l-a recomandat. Ți-a recomandat dermatologul un produs de la Momirov. E foarte interesant pentru că Momirov nu este tocmai un brand, să zicem, de recomandat la dermatolog. Adică, evident, nu e un brand ok, așa, dar nu este genul de brand pe care să ți-l recomande un dermatolog, dar mă bucur că sunt dermatologi care încep să recomande și produse din zona asta, mai de mass market, neapărat din zona de cosmetice care apar în, în farmacii. Apropo de... hai că l-am scăpat pe jos, e bine. Un SPF foarte eficient și cu foarte multe testări sunt produsele cu SPF de la Bondi Sands. Bondi Sands este un brand australian, iar ei în Australia au o legislație și mult mai dură față de legislația europeană vis-a-vis de tot ce înseamnă produse cu SPF, pentru că acolo problema cu UV index, cu indexul razelor UV, acolo chiar e grav. În Australia, practic în zona aceea lumii, nu-ți poți permite să ieși din casă fără SPF, pentru că acolo indexul UVA-UVB este mult mai crescut. Din păcate, acolo sunt apar și multe afecțiuni de piele dacă nu este folosit SPF-ul și de asta acesta îmi place foarte mult de la Bondi. Este și foarte... și acesta este foarte soft. La mine, practic, proba pentru un SPF este să-l pot suporta în jurul ochilor. Dacă îl pot suporta în jurul ochilor, ăsta cât costă? Băi, ăsta este până într-o 100 de lei, îl găsești în Douglas. Și online și ceva pe acolo. Adică nu e o sumă de asta, nu e genul de produs. Îți spun imediat. Asta știu că a fost o sumă de asta, adică nu ceva, wow, să zic că trebuie să fac investiție. Mai ales că în Australia, Douglas România, în Australia produsele de cu SPF sunt ceva obligatoriu. E mai bun ca ISDIN, din punctul meu de vedere, da. Pentru că ISDIN încă ține de legislația europeană, iar produsele de la Bondi Sands sunt gândite pentru cele mai sensibile tenuri, pentru cele mai problematice situații în raport cu, cu SPF-ul. Fetelor de pe YouTube, doamnelor de pe YouTube, dacă vedeți că eu mai răspund la întrebări, în plus răspund la întrebări de pe TikTok. Și cu ocazia asta reamintesc că sunt live și pe TikTok și pe YouTube. Da, imediat mă uit să văd exact era prețul la Bondi Sands. Bondi Sands. Pam, pam. Uite, de exemplu, cel pentru față simplu, că pentru ăsta pe care l-am eu aici este și cu nuanțator, are și o lejeră așa culoare, de o culoare universală. Costă 75 de lei, iar fix ăsta pe care l-am eu tinted, adică cu nuanță, zic că sunt multe produse aici, să ajung la el, sper să mai fie. Ups, nu mai e. Deci pe online nu-l mai văd, ar putea să fie în magazin, în magazinele fizice Douglas, dacă intrați în o cremă bună pentru ten mix, dar deshidratată, parcă nu reușesc să hidratez deloc. Asta mă întreabă cineva pe, pe TikTok. Imediat revin și la întrebarea de pe YouTube. Pentru hidratarea asta de care ziceți voi că foarte multă lume exact de asta se plânge, că domnule, tot mă dau cu cremă, dar parcă simt că tenul nu se hidratează. O să vă arăt în primul rând care este soluția magică. Este și anume abia apă. Și abia apă cu înghițituri mici pe parcursul zilei. Ca să crești aportul de hidratare și din interior. Și apoi,
De multe ori, o cremă, chiar dacă ea este eficientă în felul ei, nu ajunge să hidrateze bine pielea noastră pentru că pielea nu este destul de bine curățată. Ca să-ți poți hidrata bine pielea, în primul rând trebuie să ai un ritual de curățare adecvat. Eu nu sunt deloc adepta curățării doar cu micelară și atât. Din punctul meu de vedere este o mare prostie și o mare... Nu știu cum să-i spun ca să fiu așa mai discretă. Da, deja am început să primesc aici și pe YouTube întrebări despre retinol la 30 de ani. Rețin întrebarea. Trebuie o demachiere. O demachiere în doi pași, care înseamnă cu o bază grasă și apoi cu un gel de curățare. O apă micelară. Apa micelară este pentru ceva rapid, când ești într-un concediu, când ești într-un context în care nu ai timp să-ți curezi tenul calul. Hei, după ce o să încep să-ți curezi tenul calul și încep să aplici un ser și o cremă, nu contează cât costă, nu contează ce produse sunt, deja remarci diferența. Dacă doar te... cum zic eu, te mototolești pe față cu o micelară și apoi te dai cu o cremă și ai pretenția să simți rezultate, da, e mai bine decât nimic, dar nu faci mare lucru. Mă întreabă aici cineva în live-ul de pe YouTube ce părere am despre parfumurile marca. Pe parfumurile marca tocmai le-am mirosit la Mio Bio. Sunt niște parfumuri mai din zona naturale. Din ce am înțeles, au și mai multe ingrediente de natură vegetală, adică mai, cu mult drag, cine mi-a zis acolo că mulțumește. Am mai puține elemente de sinteză, dar nu pot să spun că sunt neapărat parfumurile pe care o să mă duc și o să mi le cumpăr mâine. Bună seara, Carmen! Nu, adică cred că mi-a plăcut unul dintre ele, dar nu sunt niște parfumuri care să mă fie wow. Mai degrabă mi-a plăcut, din categoria parfumurilor bio, mai naturale, mi-a plăcut Flora Scent, pe care tot la Mio Bio Shop le-am găsit. Bun, mă întreabă cineva aici ce părere am despre retinol la 30 de ani. Nuclear frag, spune acolo, să arăt mâna. Mă înclin. Spuneți bună seara, oameni buni. Ești cu... habar n-am, nu știu, dacă intrați cu chestii... explicați exact ce e vorba, nume de astea ciudate. Da, pe TikTok lumea este un pic mai, să zic, mai mai curajoasă. Na. Avea tot felul de păreri. Retinolul folosit corect și adaptat, practic se poate folosi și de mai devreme, mai ales persoanele care au problemă cu acnea. Întreabă cineva și de cremele de Avon. Imediat o să spun și părerea mea despre produsele Avon. Da. Deci nu înțeleg. E o doamnă, Ileana, pe TikTok care are o problemă, dar o să-și revină ea. Apropo, aici este o discuție despre cosmetice, despre skincare, despre SPF, dar nu mă interesează alte subiecte. Suntem într-o țară liberă. Într-o lume liberă. Deci retinolul, atât timp cât este folosit cu atenție, sub îndrumarea unui dermatolog cu experiență și insist asta cu experiență, pentru că acum văd acolo ce recomandați pentru porii încărcați. Imediat o să revin și la asta. Acum apar, din păcate, văd și pe TikTok tot felul de dermatologi abia ieșiți de pe băncile facultății sau care nici n-au terminat facultatea și vin cu tot felul de păreri spuse ca dintr-o poziție de autoritate și care nu sunt tocmai în regulă. Retinol, nu sunt nici dermatolog, nu sunt nici dermatocosmetician, chiar vreau să insist, sunt un simplu consumator de cosmetice, dar sunt un om foarte pasionat de domeniu și sunt un om cu acces la multe persoane din industrie. Am avut ocazia să merg în laboratoare, am ocazia să vorbesc cu oameni care lucrează în laborator, care fabrică, care sunt patron de business-uri de cosmetice, citesc pe tema asta, dar în niciun caz nu sunt specialist. Adun doar foarte multă informație de la oameni mai deștepți decât mine. Asta este tot. Iar dacă vrei mai multe răspunsuri pe tema asta, poți intra pe beautybarometer.com, blogul meu, unde sunt peste 2000 de articole, care te pot lămuri care este nivelul meu de a
transmite mesaje către comunitatea mea. Mesaje pe care niciodată nu le transmit dintr-o poziție de autoritate. Dar duc oamenii către niște direcții de a gândi un pic singur. Adică în momentul în care apare un dermatolog care îți promite marea și sarea că dacă te vei da cu acel produs cu retinol, cred că e bine să te mai duci la unul. La retinol, de asemenea, folosirea retinolului cere disciplină. Cere să ai răbdare cu tenul tău, să vezi ce se întâmplă, ce efecte ai. Să poți să te duci apoi la dermatolog și să-i spui, mi-a ieșit asta sau mi-a apărut asta sau după ce m-am dat 3 zile cu retinol și nu mai știu ce. Pentru că sunt diverse metode în care se aplică retinol, diverse concentrații, diverse derivate din retinol. Retinolul e un subiect despre care nici nu ar trebui să vorbim aici, dacă este să mă întrebați pe mine. E un subiect pe care trebuie să-l discuți tu cu dermatologul la el în cabinet. Atât. Mă întreabă cineva despre produsele Avon, de la produsele Avon New, dacă sunt bune. Chestia asta că ceva e bun sau nu e bun, este ce parfum port astăzi. Astăzi port o combinație între Chanel Venice și de la Maison Olfactif Rendezvous avec le Diable. Deci astăzi am folosit un mix de parfum. Mă întorc la cremele New de la Avon. Mi-aduc aminte că pe la 21 pic de ani am folosit și o creme și chiar și pe la, cred că și pe la 31 pic. Deci chestia asta că un produs e bun sau nu e bun, nu există. E o exagerare. Un produs ți se poate potrivi sau nu ți se poate potrivi. Sunt produse de la New din gama Avon care mi-au plăcut, sunt produse care nu mi-au plăcut. Îmi spune aici, simt ceva despre Dermapen. Dacă am folosit, nu. Ca să ne lămurim de la început, sau de la început, că deja au trecut niște minute, eu până la vârsta asta, în curând o să împlinesc 47 de ani, nu mi-am făcut nici măcar un peeling, oameni buni, nici măcar un tratament cosmetic. Cred că în viața mea, până acum, am fost de 4-5 ori la cosmeticiană, dar pentru masaj facial cu ulei, să-mi aplici o mască, să tot așa să fac un masaj facial, dar mai mult nu. Deci n-am făcut niciun fel de proceduri, deși în calitate de beauty blogger am fost invitată de nu știu câte clinici. Mi-aduc aminte, uite, un exemplu, doar de la Top Line, câte vouchere efectiv am aruncat, pentru că nu mă simt în regulă să mă duc la tratamente faciale. De niciun fel. Totul fac eu, mulțumesc. Toată îngrijirea este ceea ce fac eu acasă. Și dacă m-am dus, banii, dacă m-am dus la un tratament cosmetic, m-am dus la un masaj facial, m-am dus să încerc, de exemplu, se făcea la un moment dat la o clinică la un cabinet de cosmetică în București, era o doamnă care combina masajul de tip shiatsu și pentru față și decolteu. Și m-am dus să îl experimentez odată, nu prea mi-a plăcut, mi s-a părut un pic cam dur și nu mă mai duc. Deci nu am masaj facial, îmi fac oricum zilnic, automasaj atunci când îmi fac dubla de machiere. În rest, n-am nimic, Dermapen nu, mezoterapie nici atât, de botox îmi este frică, nici plătită nu mi-aș face, adică nici să așa. Îmi este frică pentru că am citit un pic despre el și nu mă încântă deloc. Prefer să o să fiu o babă ridată, dar sănătoasă, decât să-mi pun botox sau altceva. Am o senzație de teamă atunci când mă gândesc că cineva mi-ar putea injecta, face diverse chestii pe față. Nu, prefer să mă dau cu creme, cu seruri și să am pretenții atâta cât pot să am de la ele. Evident că nu, timpul o să treacă, o să apară și la mine riduri, lucruri inerente, dar cine știe, poate pe la 60 de ani, 60, 70, o să vă spun, mă duc să-mi fac primul meu, nu știu, lifting sau habar n-am. Dar mă cam îndoiesc. Am primit foarte multe oferte, foarte, foarte multe oferte să merg, să-mi fac tot felul de tratamente, de lucruri. Le-am refuzat, am mulțumit, am trimis pe alți oameni în loc, nu. Tu crezi că masajul facial, cel tot văd pe internet, ajută oarecum în estomparea ridurilor? Depinde ce masaj facial. Eu, în primul rând, nu văd cu ochi bun toate acele instrumente. Am folosit și eu la un moment dat de la Sempasi chestia aia. Mai e plăcută, dar n-aș putea să o folosesc ca la lung. Mai scot și câteodată așa dispozitivul acela de la Sempasi, care practic face o mică vibrație
face așa, dar mult mai repede și ai tot. Masajele acelea care se fac cu tot felul de pietre, de... Cred că are eficiență dacă chiar îl folosești de zi și dacă îl faci cum trebuie, dar dacă îl faci agresiv pentru piele, nu are cum să fie ok. Dacă am folosit vreodată SPF 100, nu, știu că există prin unele țări, SPF 100 nu am folosit până acum, nu știu cum este, de ce să mint, nu. Cel mai, adică SPF cu nivelul stic cel mai ridicat este SPF-ul 50. Dar SPF mai mare de SPF 50 n-am folosit niciodată. Aici am, de exemplu, un produs cu SPF 30 care îmi place foarte mult. O cunosc și pe persoana care face aceste produse. Este un brand pentru care de altfel și lucrez. Fac partea de comunicare și PR pentru Mara Blu în România. Și este un brand creat de o farmacistă tânără care și-a dorit să facă și produse altfel față de ce există pe piață. Pe mine ce m-a încântat foarte mult este extractul de caviar din acest produs. De asta eu mă împac foarte bine cu el, deși, atenție, sunt persoane care au alergie la caviar. Îmi spune aici pe live-ul de pe YouTube cineva că există SPF și la noi în Dr. Max. Ok, îți spun sincer că nu mă tetează un SPF de 100, SPF 100 momentan, nu. Eu rămân la SPF-ul 30-50 și mai am o chestie. Eu urmăresc pe telefon, am o aplicație care îmi arată indexul UV. În momentul când este foarte ridicat, stau afară. Și asta este o chestie pe care medicii săraci o tot spun de ani de zile. Dom'le, dacă ești în plină lună iulie, da? Afară mai sunt și 35 de grade. E un soare de la de te termină. Ia exemplu animalelor. N-ai să vezi ceodată vaca, porcul, găina, că este și stă în soare așa crăcit, știi? Nu, deci să luăm exemplu animalelor. În momentul când este foarte soare și așa, n-ai ce căuta expus la soare. Îți iei, ori te duci, intri undeva în interior, ori stai pe o terasă, au apărut acum aceste umbrele solare care au și ele filtru UV și stai acolo, că nu pățești nimic. Adică nu văd sensul, da, ok, ești obligat, nu știu, ai un drum, lucrezi în exterior, sunt oameni care lucrează afară, da, oamenii care lucrează la țară, la câmp, la asta, care n-au ce să facă. Acolo e altceva, dar hai să fim serioși că nu suntem toți. Dar dacă nu-i musai, când e soarele ăla de te termină să ieși, să stai de nebun la soare, n-ai de ce să ieși. Uite, îmi spune Carmen aici pe live-ul din YouTube, îmi spune că îi place foarte mult crema Mara Blu. Da, și eu mă înțeleg foarte bine cu produsele Mara Blu. Mai aveam aici un SPF, așa că l-am mai pe aici. Revin. Aici am niște produse mai care nu sunt foarte cunoscute la noi. Este un brand bulgăresc, se numește Kalinaki. Da, a oglindit acum tot. Pe YouTube, apropo, o să vedeți că pe YouTube am mai povestit de Kalinaki. Cred că ceva cu Kalinaki am pus și pe TikTok, dacă mă gândesc eu așa bine. Da, și este un brand bulgăresc. Apropo, Bulgaria au o experiență foarte bună pe tot ce înseamnă producția de cosmetice și producția mai ales de ingrediente cosmetice pentru cosmetice și pentru parfumerie. Și am de la ei o cremă cu SPF 30 și ei folosesc ceara de albine în gama asta lor de skincare. Este un pic mai densă. Deci s-ar putea, poate să nu placă persoanelor cu ten gras mixt. Ia să vedem. Cine zice aici, am o întrebare pe TikTok. Crezi că parfumul cu feromon ne poate conduce către o activitate romantică? Nu. Niciodată. Doar dacă îți place de persoana respectivă și cu parfum și fără parfum. Bună seara, Vali! Răspund și la mesajele de pe YouTube. Nu. Dacă nu-ți place de o persoană, poate să se dea cu cel mai șmecher parfum de pe planeta asta, că nu-ți place de ea. Pe când, dacă îți place de un om cu adevărat, îți place și parfum și fără parfum. Chestia asta cu parfumurile, cu ferom, da, e o chestie în plus. Adică, da, îți place într-un context în care persoanele se plac, e ca și cum mai face o mâncare și mai adaugi un condiment. Fix așa este parfumul cu ferom.
Dar dacă ție nu-ți place de cineva, poate să-și pună și mama parfumurilor cu feromon și ba mai tare o să fugi de acea persoană, deci nu folosește la nimic. Aud mereu chestiile astea că, vai, mă dau cu parfum de nu știu care să am succes la bărbați sau să am succes la femei. Poveste de marketing. Dacă cineva te place, te place oricum, nu parfumul e. Evident, se poate întâmpla să nu-ți placă mirosul cuiva, dar eu, din punctul meu de vedere, și numai al meu, spun și psihologii, nu e factorul definitoriu într-o relație. E un factor important, dar e mirosul acela natural al persoanei. Nu. Că persoana cu care la un moment dat, să zicem că ai o relație, măcar pe termen scurt, nu o să se dea în continuu cu parfum, știi? Adică are și ea momentele ei sau momentele lui când nu se dă cu parfum și nu poți să te dai non-stop cu parfum. Da. Știu că despre asta e o discuție lungă. Există și niște studii despre acest feromon. Sunt chimiști care spun că e o mare porcărie, sunt unii care spun, nu, domne, nu. Se întâmplă ceva, dați-vă cu parfum, cu feromon și o să fiți mai atractivi. Da. Bun. Vă spuneam de Kalinaki, de brandul acesta bulgăresc. Nu au produsele în România, se pot însă comanda online. Eu am un link pe canalul meu de YouTube în descrierea clipurilor. Cu ocazia asta mai și spun că în acest moment sunt live și aici pe YouTube, sunt live și acolo pe TikTok. Da. Că am zis să îmbin aceste două canale să vedem ce iese. Bun, v-am zis și de Kalinaki. Credeam că mai zice cineva ceva pe acolo, nu. Și ăsta are, într-adevăr, Kalinaki are o textură ceva mai densă, ținând cont că are extractul ăsta de, sau extract, acest ingredient, ceara de albine. Dar eu am văzut acum în ultima vreme că toată lumea se teme de aceste texturi dense. Texturile dense nu sunt neapărat rele. Sunt neplăcute dacă, într-adevăr, ai un ten gras. Sau dacă ai un ten care nu este suficient de bine curățat, atunci da, ți se pare că încarcă, că e mult, că așa. Altfel nu. Iar mai ales cine are tenul uscat sau persoanele trecute de 45 de ani ca mine au nevoie de un pic de plus acolo de protecție. Știți că după o anumită vârstă se subțiază epiderma și avem nevoie așa de un strat în plus de ajutor. Bun. Dar mă bucur că ați adus vorba despre parfumuri. Am mai văzut și aici în YouTube. Parcă a fost întrebarea cu parfumurile Matca. Aici întrebarea cu feromonii. Apropo că există multe discuții pe tema parfumurilor, că dacă sunt mai bune cele cu ingrediente naturale sau cele cu ingrediente de sinteză. Ne spune aici Sergiu în live-ul de pe YouTube. Zice, sunt plecat din România de 5 ani, dar îmi este dor de laptele de Machian Doina. Sergiu, te înțeleg foarte bine. Deci, ca să mă înțelegi, eu sunt o persoană snoabă în privința cosmeticelor. O spun asta cu foarte multă asumare. Îmi place mereu să am produse de high-end, adică produse de lux, dar întotdeauna am un lapte Doina la baie. Nu pot, nici eu nu pot fără el. Mă întreabă Mirela, bună, ai încercat cremele de la Dior Capture Total, cum ți se par? Da, le-am încercat. Mulțumim, Dior. Senzorial sunt fantastice. Ca eficiență, n-am observat nimic. Adică, citind despre ingrediente, despre toată tehnologia din spate, mă așteptam să văd ceva, dar nu. Și chiar anul trecut am avut crema de ochi din gama Dior Capture Total. Și după ce am folosit-o vreo două săptămâni, aș început să mă deranjeze în jurul ochilor. Am dat-o cuiva, nici nu mai știu cui. Da. Deci nu, eu și cu Dior Capture Total nu suntem foarte buni prieteni. Adică nu. N-am simțit nici că îmi place, nici că nu-mi place. Ba mai mulți am zis cu crema de ochi de la Dior Capture Total, nu m-am înțeles deloc. Astfel că după două săptămâni am tot folosit-o, că am zis, am și dat ația bani pe ea. Nu-mi plac nimic și m-am și deranja și am dăruit-o cuiva. Da. Da. Începusem discuția despre parfumuri cu ingrediente naturale și parfumuri cu ingrediente de sinteză. Aș vrea să vă spun că, vorbind cu mai mulți parfumieri de-a lungul timpului și nu cu orice fel de parfumieri, am avut ocazia să stau de vorbă cu Patricia de Nicolae, care este maestru parfumier și fost director Osmotec Paris, Franța, pardon, cu Olivier Cresp,
cu mulți alți oameni din industria de parfumerie. Și nu ingredientele naturale sunt the wow, adică vai de mine, dacă nu avem ingrediente naturale în parfumuri, nu mai putem. Magia unui parfumier este felul în care el stăpânește arta chimiei. Cum știe să sintetizeze anumite molecule, să le separe, să le combină, să extragă, să facă tot felul de combinații, astfel încât să scoată niște arome care efectiv să te fascineze. Adică să spui, wow, cum să miroase chestia asta? Pentru că doar din ingrediente naturale nu înseamnă că poți să faci cele mai bune parfumuri și nu neapărat tot ce este natural este și bun. Parfumurile cu foarte multe esențe naturale au și potențial alergenic mai mare. Iar oamenii care sunt alergici la lavandă, la liliac, la toate astea, o pot spune săracii că se feresc de parfumurile naturale. Laboratorul de bucurie, cred că trebuie să-ți mulțumesc pentru ceva, că am văzut acolo că ai trimis o inimioară, o ceva, încă nu m-am familiarizat cu chestiile astea de pe TikTok. Eu sunt acum live și pe YouTube. Mai am aici pe YouTube un ceva. Mulțumesc pentru feedback. Dorești să-ți cumperi un parfum de primăvară? Ai pus ochii pe un parfum? Dragilor, vă amintesc că eu anul ăsta sunt pe no buy. Adică anul ăsta eu nu cumpăr nimic din zona de cosmetice. Da. Cumpăr doar lucruri de care am maximă nevoie. Adică, să zicem, că o să mi se termine produsele de SPF, da, le termin. Evident, trebuie să-mi cumpăr altele. Nu pot sta fără SPF. Adică dacă eu o să rămân prin august fără produse cu SPF, nu pot fi nebună să nu cumpăr. Dar altfel nu. Nu cumpăr decât ceea ce se termină și lucruri de care am maximă nevoie. Altfel nu. Deci am pus ochii eu pe mai multe parfumuri, dar la anul. Ia să văd ce mă întreabă din nou aici pe YouTube. Am niște întrebări. Mulțumesc de inimioarele pe care le mai primesc pe YouTube. Apropo, văd că voi pe TikTok ați fost mai generoși până acum cu inimioarele, cum știu ce, pe YouTube mai puțin. Ce părere ai despre cremele Oriflame? Crezi că justifică prețul un set de 4-5 pași 100-120 de euro? E normal prețul? Depinde ce considerăm normal. Și depinde ce ingrediente au acele produse. Depinde ce formule. Oriflame știu că face treabă bună, din ce mi-aduc eu aminte. Adică nu fac griji în legătură cu Oriflame, însă 100-120 de euro? Deci 120 de euro, o rutină întreagă, 5 pași, 100 de euro, păi nu mi se apure atât de mult. Deci uite că Oriflame-ul trebuie să, din adausul acela, trebuie să plătească și reprezentantul și, cum de altfel, și da, Bondi. Trebuie să plătească și distribuitorul, trebuie să plătească și retailerul. Eu despre firmele astea care sunt în sistem piramidal, nu pot să spun că am cea mai bună părere din lume, dar pe de altă parte sunt și brandurile astea pe care le găsim în parfumerii, care la fel nu sunt vai de mine de excepție. Important este să-ți identifici produsul cu care tu te înțelegi bine, adică nu este neapărat că dacă ai dat pe un produs 120 de euro, el trebuie să facă lucruri extraordinare. Că poți da foarte bine, uite cum v-am spus, pe Dior Capture Total, da? Unde acolo o cremă de ochi este în jur de 500 de lei și care pentru mine n-a făcut nici măcar cât o cremă pe care dau 120 de lei. Așa că, înțelegi, dacă ne limităm doar la chestia asta de a judeca un produs cosmetic doar pe baza prețului, nu e corect. Chiar nu e în regulă. Mulțumesc, văd că am o donație pe YouTube, cum sunt aceste cadouri. Mulțumesc mult! Da, deci feriți-vă să judecați produsele după preț. Wow, dacă crema asta de la 500 de lei, clar, o să fie cea mai bună. Sau dacă acest produs de la Lidl, crema asta de la Lidl este doar 50 de lei, sigur e rea. Uită-te pe lista de ingrediente, vezi ce are acolo, vezi dacă ție îți plac produsele care au acel ingredient. Caută și tu de 2-3 ori pe Google, vezi ce înseamnă acid hialuronic, vezi ce înseamnă
Sergiu mă mai întreabă ceva pe YouTube. Dacă e normal ca eu la 30 de ani să folosesc produse pentru 40 plus. Ce înseamnă produse pentru 40 plus? Că uite, eu sunt 40 plus. Și ce produse ar trebui să folosesc eu și ce produse ar trebui să folosești tu? Adică putem să tragem o linie? Pentru că și peste 40 de ani putem avea nevoi diferite, la fel cum și tu la 30 de ani. Dacă tu la 30 de ani ai un ten care deja e deshidratat, mai are poate și lipsă de sebum, dacă ai deja pete, dacă ai deja riduri fine care sunt cam multe, poate da, trebuie să folosești creme cu mai multe ingrediente. Poate trebuie să te duci și spre peptide și spre factor de creștere și spre retinol și spre vitamina C. Habar n-am. Și se poate întâmpla să fii la 40 de ani și să ai un ten foarte ok și să-ți fie de ajuns să folosești o cremă cu acid hialuronic și niacinamide și să fii bine mersi. Ce pot să folosesc pentru acnea? Ai spus tu acolo, retențională, nici nu știu ce este acea acnee. Din punctul meu de vedere, dacă ai acnee, nu de pe internet trebuie să te documentezi. Trebuie să mergi la dermatolog, trebuie să mergi la un endocrinolog, trebuie să-ți faci niște analize, trebuie să vezi exact de unde vine acnea aceea, ce o cauzează. Astea nu sunt discuții. Asta e o patologie, adică o boală pielii. Asta nu se discută cu una ca mine pe YouTube, pe TikTok. Se discută cu un dermatolog, poate chiar cu doi, ca să poți să spui la punct tratamentul pentru acne. Băi, mine mă doare sufletul când văd tot felul de fete care intră în discuție cu tot felul de influencer și se trezesc influencerii să dea sfaturi pe așa ceva. Nu. O acne trebuie să o vadă, să intri în cabinetul doctorului, să pună o lupă cosmetică pe tine, să te întrebe și de aia și de cealaltă, să-ți facă o anamneză, să nu stai de vorbă cu mine și să povestesc eu despre acne. E un sfat prietenesc. Acnea nu se tratează nici pe TikTok, nici pe Instagram, nici... Este o patologie și este o patologie complexă. Nu e ușor. Crezi așa? Antirit pe majoritatea produselor L'Oreal este scrisă vârsta. Asta e tot o chestie de marketing. Exact cum au apărut acum cremele acelea pe care scrie că sunt pentru... Pe că le-am aici. Vichy, care spune că a scos produse pentru menopauză și am murit de râs. Că nu există o tipologie și chiar am uitat pe formule și n-am văzut nimic deosebit acolo ca să spun, da mă, astea sunt produse pentru tenul cu menopauză. Cred că este vorba mai mult de marketare. Adică e gama aceasta Neovadiol și știu că m-am uitat pe... Eu am niște eșantioane doar. Știu că m-am uitat la ei pe site și am văzut pe acolo niște niacinamide, acid hialuronic, parcă... Știu, adică n-am văzut nimic, mă așteptam să văd o peptidă, mă așteptam să văd o ceramidă. Că n-a, dacă o stai să targetezi o... Da, nu, niacinamide, acid hialuronic și cred că, să nu zic prostii, poate mai erau ceva, niște antioxidanți pe acolo. Dar nu e ca și cum dacă pe aceste creme scrie că e Neovadiol și sunt pentru menopauză și tu ai 30 de ani, dar vrei să folosești pentru că îți place foarte mult niacinamida în cosmetice. Feel free to use it, poți să o folosești. Eu cred că nevoile pielii la menopauză sunt diferite față de normal. Probabil diferă cantitatea. Nu diferă nici cantitatea. Pentru că sunt anumite ingrediente care sunt normate de legislație. Nu poți să pui mai mult de un anume procent. Da? La fel, anumite ingrediente nu permit. E ca și cum... E ca și cum cineva îți spune, știi, ai nevoie de vitamina C. Vine doctorul tău și spune, bă, ai nevoie de vitamina C. Bine. Și tu zici, mamă, sunt pe deficit de vitamina C, îmi umplu, îmi iau un pahar plin de vitamina C și bag în mine. Nu se va întâmpla nimic, o să supra-soliciți digestie, rinichi, ficat, tot. Trebuie să iei câte puțin. Foarte mult nu înseamnă neapărat bun. Faptul că pui, gândește-te la un ten, da? Un ten al unei femei la menopauză, care mai are și diverse alte probleme. Că își pune sărata și retinol și niacinamide și vitamina C. Și păi tenul ăla o sticlă, l-am dat, dar lasă-mă femeie în pace. Ce mai îmi pui aici? Este la fel ca și cum, știți, spune cineva, ai deficit de, spune doctorul, ai deficit de vitamine și îți pune o pâlnie aici și bagă 7.000 de vitamine în tine. Trebuie să le iei treptat, trebuie să adaptezi cu o rutină de viață.
La fel și cu cremele astea pentru tenul femeilor aflate la menopauză. Nu poți să-i pui femeie dintr-o dată 7.000 de produse pe față. Păi îi mai provoci alte reacții alergice. Schi, mai trebuie să dau decline aici pe TikTok la diverse cereri. Ai rutina zilnică, mă, șervețel? Da. Cum te menții în formă? Știu că mergi la yoga și karate, parcă, însă nu faci exerciții zilnic sau ai ceva în rutină? Mă întreabă Mirela. Mirela, ești Timiu pe YouTube. Da. Eu folosesc mă șervețel, dar nu în fiecare zi. Sincer, să fiu, folosesc când am chif, când mi-aduc aminte. Cred că se întâmplă cam de 2-3 ori pe lună chestia asta. Unele îmi plac, unele nu. Da, partea asta cu mișcarea, cu sportul, părerea mea este felul următor, să-ți găsești un sport care să-ți placă. Eu am găsit lucrurile astea care îmi plac. Orice îți găsești, da, să faci regulat. E ca și la o cură de slăbire, cum ar veni. Dacă nu te ții de a zi de zi și dacă nu o transformi într-un stil de viață, nu se întâmplă nimic. Așa și la sport. Orice sport îți place, nu contează, dar și fol măcar de două ori pe săptămână. Ceva, acolo. Dacă, și nu e musai să mergi la o sală, nu e musai să te duci la nu știu ce chestii super fancy și menții. Poți să-ți găsești acum și pe YouTube tot felul de exerciții simple de făcut acasă. Și îți alegi două zile pe săptămână sau stabilești, băi, de două ori pe săptămână fac chestia asta. Deci nu pot să spun că, vai, pentru că fac sportul respectiv, e mai bun decât celălalt. Nu. Astăzi, apropo, am fost la un campionat al școlii de dans, Arthur Murray, și mă uitam acolo grămadă de doamne trecute de 50-60 de ani care fac dansuri de societate. Și mă uitam ce ținută frumoasă au, chiar dacă se vedea că au vârstă, unele dintre ele erau bunici. Cum stătea coloana, cum se mișcau, cum se aplecau, doar prin faptul că fac dans, pur și simplu, tango, vals, toate dansurile astea de societate, fac regulat, merg și fac o dată, două ori pe săptămână. Ce mult contează? Se vedea cum se mișcau, se vedeau cum făceau mișcările alea de aplecare. Pentru un om de 60 de ani să poți să faci mișcările astea, mi se pare fantastic. Deși dansul poate fi folosit ca o formă de mișcare. Da, eu în fiecare săptămână fac ceva. Fie că pilates, fie karate, yoga mai puțin. Cu yoga trebuie să... Yoga nu e numai mișcare. Yoga trebuie să fie și pregătit la cap când te duci acolo. Cu yoga trebuie să ai o stare. Și dacă nu am, nu mă duc. Că mai mult nu fac decât să mă enervez și colegii care sunt acolo să mă simt și aiurea. Nu. La yoga mă duc când știu că sunt pregătită să fac yoga, altfel nu. Asta așa ca idee. Da. Și revenind la cremele acestea care sunt targetate pentru menopauză, pentru anumite vârste, sigur, e un indicator, adică până la urmă și marketingul ăsta vrea să te ajute un pic, dar uită-te pe ingrediente. Vezi exact, băi, eu vreau să pun asta pe față, ia să mă uit. Nu cumva o cremă tot cu acid hialuronic găsesc și la brandul X și parcă îmi place mai mult aia decât neapărat să dau 150 de lei pe asta sau... Sau eu vreau să folosesc o cremă care pur și simplu să-mi facă plăcere. Și mai ales nu puteți să aveți niște așteptări de genul dacă mă dau acum cremele astea pe care scrie că sunt pentru femeile cu menopauză, gata, o să mi se șteargă ridurile. Nu, nici o cremă nu să vă șteargă ridurile, pentru că ridurile se formează în profunzime, se formează în al doilea strat al pielii și anume în derm. Iar în derm nu ajunge nici o cremă, nici un ser. Ajunge un pic retinolul. Retinolul ajunge la întâlnirea dintre derm și epiderm și ajută la reînnoirea celulară. Și nici nu vreți ca o cremă sau vreun ser sau vreun produs cosmetic să pătrundă în zona aia unde se formează ridurile, pentru că e periculos. Acolo nu are ce căuta un produs cosmetic. Acolo are sens să intre doar un medic într-o procedură făcută, cum se cheamă, într-un cabinet medical cu toate condițiile de igienă și tot ce vreți voi, acolo da. Dar tu să speri acasă că o să te dai cu nu știu ce seruri și nu știu și ele o să ajungă în derm, Doamne ferește, să nu vă doriți așa ceva. Se mai întâmplă, Doamne ferește, repet,
cu persoanele care fac exces de exfoliere chimică acasă și la un moment dat, efectiv, cum se spune în limbaj popular, ajung la carne vie. Aia e buba. După aia te duci direct la dermatolog. Și e cu cântec. Eu am cunoscut persoane care s-au jucat mult acasă cu acești acizi de exfoliere, că li s-a părut interesant, până când și-au făcut răni pe față. Deci nu vă jucați nici acasă de a dermatologul, că nu e de jucat. Să știți că nici dermatologii ei înșiși nu prea se joacă acasă, adică se joacă tot la cabinet cu toate condițiile de igienă asigurate și tot ce au nevoie acolo. Nu se duc în baie la ea acasă, hai să fac o injecție așa în piele, hai să-mi exfoliez. Da, asta ca idee. Da, și revin la chestia asta cu cremele, am primit aici întrebări despre Avon, despre Oriflame. Și Avon și Oriflame au unele produse foarte mișto. Totul e de ales. Practic, dacă stau bine să mă gândesc, fiecare brand pe care l-am încercat de-a lungul a 30 de ani până acum, sunt branduri care au și produse foarte bune, dar și produse care sunt să fie acolo. Dar e foarte posibil ca acel produs despre care eu zic nu e cine știe ce, să fie foarte deosebit pentru altcineva care nu vrea cine știe ce. Sau care vrea doar un produs simplu. Sau și simplu, se împacă bine cu acel produs. De exemplu, nu, deși știu că parfumul în cosmetice, adică când vezi parfum pe lista de ingrediente, nu e cel mai bun element, nu pot să folosesc totuși un produs care să n-aibă niciun fel de miros sau care să miroasă așa medical la medicament. Pe momentul când mă dau cu cremă pe față, vreau să-mi facă și plăcere. Nu vreau să fie doar un procedeu strict tehnic, ingredientul X cu ingredientul Y care o să-mi facă asta. Vreau să-mi facă și plăcere. Evident, nu-mi plac nici cremele exagerat de parfumate. Mi s-a întâmplat acum niște ani să iau de la Idealia Vichy o cremă care mirosea atât de tare, la modul că m-am dat cu ea și continua parfumul să-mi depășească parfumul care mă dădusem pe corp, pe haine. Și am zis, asta nu e ok. Nu, adică mă dau cu un parfum pe haine, el miroase, dar eu nu mai vreau să-mi simt parfumul cremei de pe față și peste o oră. E ceva anormal acolo. Dar chiar sunt curioasă voi ce părere aveți despre chestia asta cu cremele care conțin, produsele cosmetice care conțin și parfum, pe care le folosiți pe față. Dacă vă temeți de ele, dacă le evitați. Ia să vedem ce mai zice aici cineva în live-ul de pe YouTube. Să știți că în live-ul de pe YouTube oamenii sunt mai harnici. Întreabă mai multe lucruri. Îmi zice că folosea peeling-uri cu acizi acasă și chiar a rămas surprins de calitatea pielii de după folosirea produselor. Dar am rămas la clasicul peeling mecanic. Mă tem de ele, dar ador să miros frumos. Zice acolo cineva. Te referi la creme cu parfum, cu siguranță. Știi care e chestia? Cu un peeling mecanic, mai ales cu cremele acestea de tip scrub, scrub-urile, făcute fin, nu sunt chiar atât de nocive pe cât ne spun. Și normal, dacă le folosești blând și nu le folosești toată ziua, nu trebuie să folosești toată ziua un scrub. O dată pe săptămână, pentru un ten normal, e arhi suficient. Sunt branduri care au scrub-uri faciale sau gomaj foarte fine, produse foarte fine. Mă gândesc la Clarins, mă gândesc la Apivita. Uriaș știu că avea la un moment dat un scrub facial foarte plăcut și foarte fin. Paula's Choice, care are acel unscrub, da? Pe când cu un peeling chimic poți să mai dai greș câteodată sau poți să ai o sensibilitate. Zice, nu mă refer la crema de corp cu parfum. Crema de corp cu parfum nu se pune problemă. Mă refer la cremele de față, în special. Cremele de corp cu parfum și mie îmi plac. Da. De multe ori, ele sunt așa ca un fel de bază pentru parfumul pe care vreau să-l port într-o zi. Așa, și legat de plingul ăsta cu acizi, eu nu le-am suportat niciodată. Am încercat și cele mai fine formule. Avea Paula's Choice la un moment dat un ser cu BHA, cred, foarte fin formulat, așa, dar nici pe acela nu l-am tolerat.
nu suport nici tonerul cu acid glicolic de la Pixi, pe care am văzut că îl tolerează foarte multă lume, adică sunt oameni care se dau cu el în fiecare zi. Însă mă mai înțeleg bine cu peelingurile enzimatice, este un peeling enzimatic de la Floria, Tony Moly, un brand asiatic. Uite, Amway avea un la fel un peeling enzimatic ok. Cine mai are peeling enzimatic ok? Cine mai plăcut? Deci enzimatic ce înseamnă că el intră, practic se activează în doar în raport cu celulele moarte. Îmi zice aici Andreea Dobre, live-ul de pe YouTube. Și mie îmi plac cremele parfumate, dar acel miros delicat. Nu se miroase a parfum pentru corp, evident. Da. De gomajuri, așa cum v-am zis, am găsit gomajuri foarte fine de la Clarins, la Pivita, brandurile de dermatocosmetici. Ah, Aven! Cei de la Aven aveau la un moment dat un scrub de ăsta, un gomaj de față, o substanță roz, așa, foarte plăcut era și acela, foarte, foarte fin, deci nici se simțea niște particule atât de mici, dar și scria că este pentru ten sensibil. Și nu, deodată, nici nu aveai senzația aceea că neapărat ai pus un gomaj pe față. Bun! Unde vedeți, avem acolo pe TikTok, au început oamenii să vorbească și pe TikTok, folosesc niacinamid, de retinol, acid hialuronic, vitamina C și creme dermato. Ok, mulțumim, Monica. Îmi voi lua la revedere de la cei de pe TikTok. O să mă întorc pe live-ul de pe YouTube, unde, acolo am mai multă vechime, ca să spun așa. Oricum, mulțumesc foarte mult celor de pe TikTok și să mai revin și aici când găsesc timp. Evident, vă aștept și pe voi pe YouTube și pe celelalte canale de social media unde mă găsiți tot așa Beauty Barometer, mai simplu, și ne mai vedem și acolo. Dragilor de pe YouTube, 3 secunde mă așteptați ca să închid live-ul de pe TikTok. Mulțumesc, Monica, mulțumesc mult! Să închid aici. Ok. Gata, am închis live-ul de pe TikTok. Bun, hai să vedem aici dacă mai au maxim 2 întrebări, pentru că văd că sunt 51 de minute când a trecut acest timp. Apropo că văzusem acolo, lăsase cineva în TikTok mesajul acesta că folosește și retinol și vitamina C și aia și aia și aia. Niște nu. Asta, din ce am vorbit cu oameni, evident, din domeniu, nu trebuie nici să chinuim foarte mult, că să venim așa cu multe, știi? Ca și cum ai lua un copil și îl pui să mănânce în fiecare zi și fructe, îi dai 7 feluri de vitamine și mai dozate lucrurile astea. Pentru că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și nu trebuie să-i dai, ea are oricum, pielea are o grămadă de roluri. Și să nu-i dai mai, să facă mai mult efort, de mai degrabă lucruri care să o reconforteze și să-i aducă plăcere. Se dă de pielea mea, lăseam cu 3 zile Dr. Max o cremă uriașă pe F50 și mi se pare atât de densă, nu ai idee cum arată pe piele. Știu ce zici, cred că e Bariesan de la uriaș. Da, sunt mai dense pentru că, ca să-ți asigure, pentru că sunt cu filtru mineral. Păi, uite, nu știu, încearcă formulele acestea, uite, Emprani, de pe Glorious, încearcă și de la Bondai, nu știu ce să spun. Formule foarte, foarte lejere și de astea care să fie transparente pe părul facial, cred că mai degrabă pe produsele asiatice o să găsești. Și eu aș îndrăzni să-ți recomand și Mara Blue-ul, varianta pentru tenul gras. Pentru că noi avem feedback-uri în echipa de la Mara Blue, avem feedback-uri că este folosită și de bărbați, dar ei nu vor să spună, pentru că este jenant să spui că folosești crema soției sau a iubitei sau așa. Și avem însă feedback-uri de la doamne care spun că și soții au început să folosească crema Mara Blue cu SPF. Este și foarte, foarte lejeră. Asta chiar e... mie mi se pare că e ca o cremă gel. Așa, deci e ușoară. Și atunci nu... Uite că acum, de exemplu, am
am fire de păr pe mână, evident că sunt mamifer. Și nu observ, bine, acum nu e cea mai fericită lumină aici, dar nu mă deranjează. Locuiesc în Praga, crezi că dacă comandă s-o pot primi în altă țară? Apropo, ca asta, uite, o veste care sper să fie bună, în foarte scurt timp, pe marablu.ro se va putea comanda și din Uniunea Europeană, deci din alte țări, dar evident din Uniunea Europeană. Avem deja niște presetări făcute pe site, avem acum o colegă nouă la Marablu și ne ajută să dăm drumul la comenzile din Uniunea Europeană, pentru că mai sunt acolo și niște modificări la nivel contabil pe care trebuia să le facem în sistemul automat de comenzi, dar o să se întâmple. Și o să anunțăm pe Marablu cu mare drag când o să puteți face comenzi din orice țară din Uniunea Europeană. Chiar abia aștept momentul acela, pentru că sunt convinsă că multe persoane aici din afara României le vor aprecia. Bun. Am un cod la Marablu, dar el funcționează numai atunci când sunt reduceri sub 20% pe site-ul lor. Dar, da, doar atunci. În rest nu se cumulează. BB10, parcă, cred că e codul meu, BB10, da, care îți aduce 10% când nu sunt reduceri sau când sunt reduceri de maxim, să zicem, dacă e o reducere de 10%, 15%, 20% și nu sunt alte cadouri. Că uite, acum, în momentul ăsta, pe Marablu, ai reducere 20% la seturi, dar se dau și niște cadouri. La cumpărături, parcă de 150 de lei se dă un gel de duș, da, și la cumpărături de 400 de lei se dă și gel de duș și loțiune de corp. Acum nu se mai aplică și acest discount, pentru că ne omoară marja comercială. Da. Dar în afara promoțiilor merge acest cod și oricum abia aștept să vă anunț când vom da drumul la comenzile în Uniunea Europeană. Pentru că am mai avut și eu și Bianca, am primit mesaje de la români care stau în diverse țări, care au auzit de produse și care și-ar dori să și le comande direct, fără să se mai complice, comand la cineva din România, ăla am trimit de pachet. Nu, domnule, dacă suntem într-o lume civilizată, nu mai stăm să facem comenzi prin mătuși, bunici. Bun. Închei live-ul de acum, că mă apropii de oră. Vă mulțumesc tare, tare mult. Și ce să zic, ca de obicei, lăsați-mi păreri, sugestii, întrebări aici în comentarii și la celelalte clipuri și pe celelalte canale de social media. Sergiu nu are produse special pentru bărbați, însă crema aceasta este foarte lejeră. Textura mixt, gras. Da. Și nu te lua nici despre, de pe chestiile astea, că sunt produse cosmetice doar pentru bărbați. Până la urmă, trebuie să te gândești, băi, ce vreau eu? Vreau o textură lejeră, vreau să nu fie parfumul prea floral și cam... Mai sunt locuri la următoarea întâlnire, te referi, cred că, la parfum și ceai. Mă, din ultima numărătoare, parcă erau, se adunaseră vreo 8-9. Deci mai sunt până la 13, că cu tot cu mine trebuie să fim 14. Bun, acum chiar închid că vă se fac, mamă, 57 de minute. Bye, bye. Ți-ar frumoasă să aveți.